Salutare, Șurubel aici, omul vostru live din bootcampul Next Big Vlogger by Coca-Cola. Eu sunt aici să vă spun ce se întâmplă între acești patru pereți, unde avem 14 semifinaliști norocoși, pentru că ei vor fi conduși către succes de 7 dintre cei mai buni creatori de content din România. Vorbim aici despre Bromania, Mikey Hash, Noaptea Târziu, Ilies Vlogs, Laura Giurcanu, Anne Marie și Max. Este prima zi de bootcamp la Next Big Vlogger. Este absolut senzațional ce a făcut Cola aici, cu studioul ăsta, aplauze, cu bootcamp-ul. Este absolut senzațional să vezi în aceeași încăpere cei mai buni vloggeri din România și Noaptea Târziu, alături de cei mai buni viitori vloggeri. Ați apucat să vă cunoașteți? Super de treabă, super ok. Consider că niște persoane super tari toți, mai ales Laura, mentorul meu. Să lăsăm jocurile să înceapă atunci, nu? La Next Big Vlogger! Prefer să fiu prietenoasă, prefer să învăț lucruri de la toată lumea și chiar mi-ar plăcea să colaborez cu unii dintre ei. Sunt foarte fericit în momentul de față. It's unreal what's happening now. Mă bucur că l-am cunoscut pe Ilie, e un om foarte mișto. Pur și simplu, relax. Do what you love, pentru că fă ce îți place, eu am așa o vorbă, fă ce îți place, pentru că oricum ai să fii criticat. Am ales-o pe Laura pentru că am considerat că mă poate îndruma pe această cale și poate duce pasiunea mai departe. Am început să fac clipuri săptămânal, odată la două săptămâni. După aia am avut o perioadă mai tristă de orice fată de 18 ani. Când suferam din dragoste, așa că n-am mai făcut nimic, am întrerupt activitatea și în momentul ăla mi-am dat seama cât de important era de fapt ce făcusem eu în 6 luni și cât de mulți oameni își doreau să mă vadă. Și ai nevoie de o chestie din asta, să-ți ceară oamenii foarte mult de la tine ceva, ca să-ți dai seama ce impact ai avut de fapt. Toți mentorii sunt așa de mișto, pentru că noi i-am văzut, îi vedem în fiecare zi pe YouTube, suntem obișnuiți cu ceea ce fac, dar când îi vezi live, sunt niște oameni până la urmă și sunt mult mai mișto decât te-ai aștepta. Eu cel puțin nu mă așteptam să fie atât de mișto. Sunt toți super down to earth și toate alea mișto, foarte mișto. E un trend, e the next big thing, e the next big vlogger și se întâmplă. Dar asta trebuie să înțelegeți că încă sunteți în faza asta incipientă. De-aia sunt multe chestii care sunt peste tot. Le zic pe bune. Care este părerea mea, așa cum am zis și la cei care s-au înscris la mine și nu i-am selectat și mi-au dat mesaje, băi, de ce nu? Și am zis, băi, pentru că asta, pentru că asta, pentru că asta. Da, am clar lucruri de învățat de la el, eu îl admir foarte tare, este idolul meu în partea de online entertainment și abia aștept să iau skills-urile lui și să le aplic în ceea ce vreau să fac. În momentul ăsta, mentorii își cunosc învățăcei în niște sesiuni private de câte 10 minute. După care, toți semifinaliștii vor primi marele challenge. La finalul lui, ei vor trebui să prezinte un clip. Iar din 14, vor rămâne 7. Poți fi super pregătit pentru el. Nu știu nimic din ce temă o să fie, dar simt că o să fie super tare. Sabin, felicitări încă o dată pentru Merci. Momentul ăsta și că bravo, suntem bravo. La masă. Și bine ai venit în asta. Dar te anunțăm cu drag și spor pentru al nostru brav popor că greu abia acum începe, adică trebuie să te încurajăm, așa să spunem adevărul din prima. Mereu mi-am dorit să te întreb de... Ok, știu că nu există o rețetă de succes, dar ceva s-a întâmplat în ascensiunea ta și cel mai mult sunt curios de cum ai reușit să fii atât de profesionist în tot drumul ăsta, pentru că au fost mulți care s-au pierdut pe drum. Tu ai reușit mereu să fii acolo sus, orice s-ar fi întâmplat. Adică e greu să gestionezi bine situația. Tot timpul am zis, nu e greu să ajungi în top, e greu să te menții în top. Aia este cea mai grea parte. Și cred eu că am înțeles cel mai bine, zic eu, sau mă rog,
sunt printre puțini oameni care au înțeles foarte bine fenomenul și direcția în care se îndreaptă. De ce te apucat de vlogging? De când faci asta? Bă, de vreo 5 luni, 6. 5 luni, 6, wow. Și cum te-ai apucat? Prima dată am spus că vreau să inspir lumea prin ceva. Da. Și am spus că trebuie să fac ceva ca lumea să mă vadă, să râdă. Și am spus că trebuie neapărat să pun camera în fața mea, să mă afirm în fața ei. În primul rând vreau să te întreb de ce ai ales echipa mea? De ce ai vrut să te antrenezi eu sau să faci șansa de a antrena? Deci am intrat pe site, am văzut acolo challenge-ul tău și mi s-a părut, băi, asta vreau să fac. Okay. Și plus că mi se pare că ceea ce vreau eu să fac rezonează cel mai mult cu ce faci tu acum. Super! De ce ai ales pe echipa mea? Îmi place așa ce tip de content faci. Și mi-ar plăcea în direcția asta să merg și eu. Super de treabă! E pe stilul meu, de asta am și ales-o pe ea. Și cred că mă va învăța multe. What's up, Cristina? What's up, Ilie? Ce faci? Bine, am emoții. Vezi, de ce emoții ai? Nu știu, am emoții, așa, e o atmosferă mișto și îmi place și am emoții. Vreau să-mi zici, nu știu, de ce vrei tu să fii vlogger? De ce îți place chestia asta? De ce ți se pare ceva plăcut? Pentru că îmi place să filmez și mi se pare un hobby interesant. Și am o grămadă de idei pe care trebuie să... și o grămadă de timp pe care trebuie să-l consum cumva. Văd prin telescop că în timp Ana Maria o să fie next big vlogger. Ce faci, păi, mami? Destul de bine, acum destul că sunt bine. Aici, da. Ia zi, cu ce atu vii în competiție? Păi sunt optimistă, naturală și îmi place vlogging-ul. Mie mi-a plăcut că ești artistă. Sincer, mi-a plăcut că ești artistă. Ai arătat și niște cadre de început, ai făcut o prezentare. Unde se întâmplă acțiunea? De ce? În ce moment al zilei e? Deci noi am știut clar. Eu mi-am început canalul de YouTube prin 2012. 2012? Da, am mers cu un prieten cu BMX-urile afară și a avut el o cameră, am filmat câteva tricuri și după aia am ajuns acasă și am vrut eu să fac primul meu edit. De ce ai ales să vii la mine, în primul rând? Am ales să vin la tine pentru că simt că rezonez cel mai bine cu tine, pentru că tu ești mai mult pe partea de sketch-uri. Pe partea scenaristică, mie îmi place să scriu scenarii, să montez. Cum e până acum? Cum te simți? Foarte emoționat, stresat. Stresat? Da. Hai, trebuie să ne relaxați, mă cunoști pe mine. Care crezi că e atuul tău în competiție? În afară că ești un român de origine chineză. Sincer, nu văd să fiu foarte diferit de alții, adică doar înfățișare, atâta tot. Nimic în plus, nimic în minus. Până la urmă toți suntem oameni. Suntem 14 concurenți care mizează pe tactici și pe concepte diametral opuse. Acum nu știu ce să zic. O să vedem foarte mult și ce se întâmplă acum în bootcamp. Să vedem ce provocare primim astăzi. Sunt tare curios și asta cumva cred că o să atârne foarte mult la decizia finală. Mi-e frică de ideea în care poate îmi voi pune, în funcție de challenge, ideea prost în aplicare și nu mă voi pune în valoare cum trebuie, din cauza mea. Mi-e frică să nu greșesc eu. Indiferent ce provocări aș avea, sunt convinsă că voi putea să le fac față. Acum, cât de bine voi reuși să le fac față, nu știu. Rămâne de văzut, dar nu mă voi poticni. Cred că challenge-ul se potrivească foarte bine, pentru că vreau, în primul rând, să faci niște research, după care să încerci să te vinzi, înțelegi, cu research-ul pe care l-ai făcut. Mai exact, am nevoie să îmi faci un filmuleț, cum vrei tu, în ce mod vrei tu, în care să-mi prezinți, într-un mod interesant, ceva ce s-a întâmplat undeva în lume, pe net, un articol, un eveniment,
ceva interesant de pe net, prezintă-mi-l într-un mod în care să mă captiveze și care să mă poată face să dau subscribe și să vreau să văd alt clip de la tine. Îți echipui că faci YouTube de un an de zile, ai 500.000 de abonați, furnizezi între 70 și 90.000 de vizualizări în 24 de ore. Coca-Cola te-a contactat să faci o plasare de produs la o doză de 100 de mililitri. Publicul tău e unul normal de online care te și iubește, dar îți și atrage atenția în momentul în care faci o plasare de produs. Trebuie să ai în vedere că nu trebuie să faci o plasare de produs în jurul produsului, pentru că nu e un clip dedicat, ci e o plasare de produs. Trebuie să-ți creezi un conținut în care trebuie să integrezi produsul treptat și trebuie să faci în așa fel încât să-ți mulțumești și audiența, să mulțumești și clientul. Challenge-ul meu este să îți dedici un clip ție peste 5 ani în care să spui cum a fost viața ta în ultimii 5 ani. Deci tu când faci clipul, ca și cum toate lucrurile pe care ți le dorești s-au întâmplat deja și ți le spui ție. Ok. Ce trebuie tu să faci este să te gândești că Cola Lime da, e o persoană, da? Da. Și tu trebuie să spui, într-un fel, să faci o poveste cum te-ai întâlnit cu Cola Lime și cum, nu știu cum zic, te-ai împretenit cu dânsa, știi? Într-un fel, printr-o povestire, știi? Challenge-ul meu este ca pentru ultima zi de bootcamp să prezinți un video, tot până într-un minut, iar de data asta îți dau o tematică specifică, dar în același timp care îți lasă loc de să faci cum te duce pe tine mintea, și anume Paștele. Vreau să faci un clip până miercuri în care să-mi povestești ce înseamnă pentru tine cool. Dar nu vreau cool, haine cool, Adidas cool. Vreau bunul simț cool, responsabilitatea socială cool, să reciclezi cool, să te porți frumos cu apropiații, să faci complimente, să fii recunoscător. Deci tu trebuie să faci un clip în care mi-arăți cum s-ar schimba viața ta, că na, până la urmă despre tine clipul, dacă ar dispărea internetul. Temporar, pentru o anumită perioadă, nu permanent, zic. Nu neapărat, nu știm asta, adică ca și cum internetul, viața e normală, cum e acum, avem internet, avem Snapchat, Instagram, Facebook, avem de toate și mâine dispar toate. Întâlnirea a fost tare faină, tare mi-a plăcut, nu știu, cred că ne-am conectat și am devenit prieteni, știi, și a fost tare greu să aleg un câștigător, știi, adică trebuie să fie o persoană care să meargă în mare final și o să fie foarte greu. Păi, în mare parte este exact cum arată în vlog, este un tip de treabă și am avut câteva lucruri de învățat de la el foarte importante. M-am simțit foarte emoționată și mă bucur foarte mult că sunt aici. Mă bucur că sunt aici și mă bucur de experiență și că voi câștiga. O experiență super. Puțin m-am blocat, n-am văzut niciodată studiouri și totul amenajat atât de frumos și pentru ceva ce ne dorim cu toții până la urmă de aici, să facem toată viața. Am început să fac vlogging pentru că aveam o frică de camere, de asta în fața camerei. Și am vrut să-mi depășesc partea asta. Și asta mi se pare challenging, că sunt 20 de camere în jurul meu. Le-am zis cam tot ce știu eu și aștept să vină și ei, să mai îndrăznească puțin, să vină cu întrebări către mine, că sunt în continuare foarte timizi amândoi. Până acum e o experiență foarte tare. A fost mai lejer decât mă așteptam. Mă așteptam să fie așa mai cu emoții, dar n-a fost. Chiar a fost foarte lejer, ne simțim ca niște prieteni. Și e foarte bine. Mi se pare, până acum, din ce am apucat să trăiesc în scurtul timp petrecut aici, mi se pare o experiență super wow. Foarte tare, am învățat foarte multe lucruri noi, este o experiență de neuitat, mă bucur foarte mult că sunt aici. Guys, următoarea probă este foarte, foarte importantă. O să ne jucăm un joc pe care sper că știți cu toții, se numește Am N-am. Vă explic regulile. Am câteva pancarte pe care scrie Am sau N-am. Eu o să vă citesc câteva afirmații. Dacă ați făcut ceea ce se spune în afirmația respectivă, ridicați pancarta cu am. Dacă n-ați făcut, da. Ok. Prima întrebare vine de la Dani Todoran. Am sau n-am șters din greșeală un video din calculator și a trebuit să-l refac? Am sau n-am băgat în seamă haterii? Prima întrebare vine de la Deliza Isabella.
Am sau n-am mințit o persoană că sunt bolnav ca să nu mă întâlnesc cu ea? Am sau n-am umblat în telefonul cuiva fără să știe? De două ore am. Știau, mă, toți, îi chemam pe șână. Corect. Am sau n-am stat mai mult de un an să termin o carte? Am sau n-am fost dezamăgit, de vreo persoană apropiată? Am sau n-am zis întregii familii că am fost ales la Next Big Brother? Am sau n-am ieșit pe ascuns din casă? N-am. Am sau n-am filmat într-un loc în care nu aveam voie să filmez? Depinde al cui era. Am sau n-am plâns de fericire datorită vlogului? Am sau nu m-am certat cu mine însumi mergând pe stradă? Mai jos, David. Am sau n-am judecat o persoană fără să știu cine e? Întrebarea de la Cristina Tina. Am sau n-am căzut în cap de mic? De la Vlad Tece. Am sau n-am făcut ceva și apoi am dat vina pe altcineva? Am sau n-am avut încredere în mine când am început vlogging-ul? Am sau n-am împins o ușă pe care scria trage? Am sau n-am scris comentarii youtuberilor mai mari cu întrebarea cine se abonează reciproc? Am sau n-am fost puțin speriată atunci când m-am apucat de vlog? Am sau n-am dat dislike altor vloggeri? Și de bine sunt, hai să vedem ce urmează în bootcamp-ul Next Big Vlogger by Coca-Cola. Montajul începe în timp ce filmați.